Mizerie, rugină și scaune rupte sunt descoperirile făcute de inspectorii de la Protecția Consumatorului în tramvaiele și autobuzele din București și Ilfov și realitatea cu care se confruntă călătorii zilnic. Podelele, se miră inspectorii, par nespălate de luni bune. S-ar fi ajuns la această situație pentru că sunt prea puțin angajați. Doi oameni trebuie să spele și să igienizeze 43 de tramvaie în doar 3 ore. Asta nu se igienizează? Normal ar trebui. Normal ar trebui să se întâmple asta cu toate tramvaiele și autobuzele. Realitatea nu e așa însă. Noaptea, între orele 23 și 5, mijloacele de transport în comun nu circulă. În tot acest timp, cineva ar trebui să facă curat. Doar că acest lucru nu se întâmplă. Inspectorii ANPC au fost în control la ora 4 dimineața și au găsit doar mizerie și rugină. Unele dintre mijloacele de transport nu erau nici măcar curățate superficial, în condițiile în care, da, unele dintre acestea erau totuși o brumă curățat față de cât ne-am fi așteptat să fie. Din păcate, lucrurile stau exact așa cum vedeți în imaginile transmise, superficial făcute, de mântuială. Aveam să aflăm de la lucrătorii unora dintre depouri că lucrează cu foarte puțini angajați însărcinați cu operațiunea de curățenie. Două persoane trebuie să curețe timp de 3 ore 43 de mijloace de transport. Bucureștenii nu sunt deloc mulțumiți de condițiile din autobuze și tramvaie. Ar mai trebui făcută curățenie mai des? Da, aici da. Ar trebui să mai fie curat așa că după. Bine dimineață, astea ude, scaunele. Mediocre. Se poate și mai bine? Da, cred sigur că da. E posibil. Numai totul e să vrei. Condițiile de tramvai nu prea bune. Nu prea bune. Mai sunt și unele mai noi și mai spălate, mai curățate. Cred că nici nu sunt spălate suficient. Au fost acum câteva luni mai spălate și nu cred că le-am mai spălat prea mult de atunci. Nu sunt curate. Lasă de... Nu sunt curate. Președintele ANPC, Horia Constantinescu, spune că va lua măsuri și ia în calcul chiar și suspendarea activității STB.